Ajuns anul acesta la cea de-a patra ediție, Festivalul Virșlilor a înregistrat un nou succes. Mii de persoane au participat la manifestările organizate cu această ocazie. Producători tradiționali de virșli din județ, dar și din zonele limitrofe, s-au aflat la sfârșitul săptămânii trecute la Deva spre deliciul a mii de persoane prezente în cele trei zile în municipiul reședință de județ. În cele trei zile de festival, pe lângă bunătățile culinare, devenii au avut parte de o petrecere pe cinste, fiind organizate atât spectacole de muzică ușoară cât și populară. Potrivit reprezentanților primăriei municipiului Deva, evenimentul a fost organizat cu scopul de a promova și păstra tradițiile românești, astfel încât cei prezenți s-au putut bucura de gustoșii virșli, dar și de alte bunătăți tradiționale. În acest an, evenimentul s-a desfășurat în piața cetății. Cei prezenți la evenimentele organizate cu ocazia Festivalului Virșlilor s-au declarat încântați de tot ceea ce a fost pregătit special pentru ei. Totodată, reprezentanții administrației locale spun că și pe viitor vor face tot posibilul pentru a găsi resursele necesare organizării unor astfel de evenimente.